Bună dimineața România, bună dimineața București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Titan Watch. Mă, fraților, a început școala. Episodul ăsta, din păcate, întârzie puțin. Am zis să vă las și pe voi așa liniștiți să începe școala. Fără niciun fel de, cum se zice, distragere. Așa, nu cred că folosiți bine cuvântul, dar mă rog. Bun. Proiectul ăsta al nostru începe ușurel, ușurel să capete formă, numai că am rămas fără piatră, dacă vă vine să credeți. Așa că în episodul de astăzi o să ne ducem noi fain frumos la minerit, că și așa n-am mai fost de foarte mult timp și o să facem rost de o grămadă de pietruială. Și o să vă iau și pe voi alături de mine. O să fie un episod, sper eu, un pic mai scurt, în ideea că poate o să vă aduc copa asta așa, deci asta e Fortune. Câte mai am pe asta? 460, ok. În ideea că o să vă arăt părțile mai interesante, deși nu cred că o să se întâmple lucrul ăsta. Adică nu prea există părți interesante la minerit decât, na. Da, am făcut o băgănă. Trebuia să-mi iau și găleata cu lavă pentru că am observat că există foarte, foarte mulți silverfish, cum se zice în română. Mă rog, ideea este că cu nesuferiții ăștia nu prea ai voie să îi ataci direct. În momentul în care ataci direct, ei generează alți silverfish în piatra de pe lângă. Și atunci trebuie să cumva să-i ataci indirect și eu am ales să fac lucrul ăsta, pardon, cu o găleată de lavă. Adică, mă rog, asta a fost soluția pe care am găsit-o până acum. Tu de aici, uite-te. Bun, așa. Hai să nu facem o bocană să murim chiar aici. Mă, dacă nu mă înșel eu, cred că la nivelul ăsta eram... Opa! Ce-i cu tine, mă, băiatule? La nivelul ăsta eram eu deasupra lavei. Am picat ceva de la tine? Nu mai am pic din... Și un os. Era și un os pe acolo, nu se știe exact de unde. Am instalat Optifine-ul ca să obțin un pic mai mult, mai mulți FPS. Întrebare, dacă mă duc pe aici, prin zonele astea, vă supărați pe mine? Ia să încercăm noi aici. Nu cred că am fost de mult pe aici. Ok. Așa, m-am instalat Optifine-ul ca să obțin un pic mai mult FPS. Partea care mă ajută cu FPS-ul este video settings. Asta. În ideea că nu mai stă să-mi genereze chiar și părțile invizibile, îmi generează doar ceea ce se vede, da? Oh, uite că vă spuneam de frumoși ăștia. Opa, așa. Da. Și cam așa rezolvăm noi și treaba cu ei. Întrebare, F7-le merge? Merge. Îmi place, îmi place, îmi place. Op. Încă unul, mă, serios. Dacă pun doar un singur ăsta de aici, te super pe mine. Bravo. Mai vreau, nu? Ia uite și ăsta. Restul se sparg ușor, da? Bun, hai să vedem dacă îl putem nimeri pe ăsta. Bravo. Se omoară extrem de ușor, numai că sunt păcătoși rău de tot. Cu... Unde suntem noi aici? Unde suntem noi aici? Suntem deasupra unui lac de lavă? Ia să vedem. A, și pe tine, și pe tine. Nu cred că o să am nevoie, da? Pam. Mai sus? What the hell? E doar o bucățică, mă? E un lac întreg, nu? Nu înțeleg. E doar bucățica asta atâta? What the hell? Yeah. Ok, și dacă mă duc mai jos... Nu mai înțeleg nimic. Și aici la fel de ciudat. Up! Dar nu știu, hai să vedem așa. Stai în primul rând să am destule torțe, dar mai punem una să fie. Am efficiency 4 pe asta, nu? Ok. Ce Dumnezeului de lac e ăsta, mă, ca vasul ăla? Nu mai înțeleg nimic. Era pur și simplu așa un, cum zice americanul, un buzunar de lavă. Ok. Și boba e că încă mai aud lavă pe aici pe mine. Aha. Wow, stai așa că nu o să mai văd nimic după aia. Da, ciudățel rău. N-am mai făcut rost de niște opții, din ce pot să zic. Și... Hai să ne întoarcem la oile noastre. O, să trăiți. A, nu, stai mă, fortune-ul, scoate fortune-ul, așa. Restul nu avem nevoie de el ca de apă. Ce vreau să mai discut cu voi legat de trecerea la 1.8. Bă, și da și nu, speranța mea foarte mare ar fi fost să rămânem pe 1.7 până în momentul în care apar niște shader, niște ceva ca să mențină, cum se zice, asta de acum. Dacă nu vine. Felul în care arată Minecraft-ul, în care arată seria asta și în care v-am obișnuit, știți? Că dacă trecem la 1.8, bine, ceilalți într-adevăr nu foarte mulți folosesc shader, am văzut treaba asta. Și na. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic în momentul de față. Oricum, probabil că o să avem niște... O să am și eu niște răspunsuri mai clare pentru voi în momentul în care o să se liniștească apele și cu situația cu Mojang-ul. În cazul în care nu știați, s-ar părea că compania mamă, ca să zic așa, a Minecraft-ului, Mojang, ar fi în tratative cu Microsoft să fie preluat Minecraft-ul de către Microsoft. Toată chestia a pornit de la un singur articol. Nimeni de la Mojang nu comentează pe treaba asta, absolut nimeni. Deci oamenii sunt în momentul de față complet în completă liniște, așa, nu zice nimeni nimic, nu cârtește nimeni nimic, toată lumea pe forumuri și toate cele speculează. Pe mine m-a supărat foarte tare faptul că oamenii, în loc să vină cu... Bă, ce fac, mă? În loc să vină cu o chestie de genul: bă, nu faceți chestia asta, bă, da, suntem noi nenorociți, comunitatea și nu știu ce, dar nu faceți chestia asta pentru că pana mea. Nu, oamenii au fost ceva de genul: a, sper să nu se facă de cacao jocul, că îmi bat piciorul, că dacă îl preia Microsoft-ul. Ceea ce mi se pare o atitudine de... Na... de măgăruși, ca să zic așa. Adică exact genul de atitudine care a... Nu, care a dus la o astfel de... la un astfel de comportament din partea Mojang, dacă într-adevăr sunt ei în tratative cu Microsoft, că e posibil să fie și doar un zvon, într-adevăr. Dar, băi, compania care îți face jocul tău preferat, da? Și oamenii care se chinuie acolo pentru jocul ăsta și oamenii care ascultă și etc. Și tu, practic... Da, bă, nu, e nașpa că dacă îl cumpără ea, se face cacao jocul și eu nu mai joc dacă îl cumpără ea. Deci, sau sper că o să mai meargă și pe Linux, că asta era o chestie la un moment dat, că aoleu, că mergea bine pe Linux, dar dacă îl ia Microsoft-ul nu o să mai meargă bine pe Linux. Deci, absolut toată lumea pe interes. Sper să-mi convină mie dacă fac ăștia într-adevăr mutarea aia. Ceea ce e așa... Mă rog, nu știu, pe mine unul m-a deranjat foarte tare răspunsul comunității și încep să le dau dreptate din ce în ce mai mult oamenilor ăsta de la Mojang. Adică dacă ai genul ăsta de comunitate care... Na, mă rog. S-ar părea că toată faza a fost pornită din... de la treaba cu Eula, pentru aceia dintre voi care nu știu, Mojang la un moment dat a stârnit niște ape în momentul în care a început să tragă de urechi, nici nu știu dacă se poate spune că a tras de urechi, niște servere de Minecraft care pur și simplu vindeau copiilor tot felul de tâmpenii din joc. Voiai o armură de diamant la început de tot când intrai pe server, bine tati, plătește și îți dăm armura asta de diamant. Ceea ce nu este tocmai ok. Adică, practic, tu dacă plăteai, aveai un avantaj clar față de alți jucători care poate că nu au atâția bani sau poate că voiau să se joace pe gratis, adică la urma urmei serverul tău era gratis, dar cei care plăteau aveau avantaje clare. Și atunci Mojang a zis: bă, nu e ok treaba asta, pentru că na, copiii sunt copii și ne-am trezit cu părinți care vin și ne iau la așa că, bă, uite, al fiu-miu a dat sute de dolari pe un server care, na. Ceea ce la urma urmei nu este vina Mojang, adică dacă tu nu ești în stare să-ți ții copilul, să ai grijă de el, să nu intre pe tot felul de site-uri și așa și îi dai la dispoziție, îi dai acces la bani, atunci e totuși vina ta ca și părinte, dar vorbind, nu știu cum să vă zic, frumos așa și etic, într-adevăr, nu, ceea ce făceau serverele nu era tocmai ok. Drept urmare, și-au luat extrem de multă ură, extrem de multă ură, pentru că, bineînțeles, la mijloc e vorba de bani. Extrem de multă ură, da? Și la un moment dat chiar Notch, creatorul Minecraft-ului, era ceva de genul, frate, cine vrea să-mi cumpere partea mea din Minecraft, că eu îmi bat piciorul cu oamenii ăștia. Da. Și ideea este că acea Eula, acele condiții de utilizare, da, ale Minecraft-ului, de fapt nici măcar nu s-au schimbat. Pur și simplu Mojang a venit și a zis, bă, vedeți că nu e tocmai ok ceea ce faceți voi, a tras niște semne de alarmă și toată lumea disperat. Au început să apară clipulețe pe YouTube din partea asta, zi, proprietarilor de servere, că nu, că eu mă las, că îmi bat piciorul, că îmi văd de alte treburi, că așa, niște chestii de cacao, niște chestii complet de cacao, nu pot să mă exprim mai frumos de atât că, na, e totuși canal dedicat copiilor, da. Anyway, bun, dragii mei, eu vă las în momentul de față. Am strâns ceva, nu cred că este suficient. Aș mai vrea să mai strâng on camera, pentru că, na, mai avem de discutat o grămadă. Na, hai că ne vedem în episodul viitor și mai bătem pe aici cu asta și mai strângem un episod o grămadă de pietrele. Până în alta, vă mulțumesc pentru atenția acordată, mult succes în noul an școlar, bună seara România, bună seara București, pe data viitoare!